Salutare, mă, prințișorilor, ce faceți? Sunt Ghostman și da, astăzi vom face duminica noastră specială alături de frații noștri biscuiței și specialitatea noastră Very Black. Deci, stați așa, aoleu, stați. Deci, specialitatea noastră Very Black. Hai de până mea, stați așa. Mi se vede și tricou cu Cannibal Corpse, dar nu-i bai. A, nu, ăla-i. Așa, am nimerit-o. Bun. Oameni buni, avem propuneri interesante care mi le-ați lăsat. Stați așa. Ai, aoleu, sună Very True Black Metal. Așa. Prima propunere. Fă-o labă și culcă-te. Răspunsul meu, du-te mă de aici. A doua propunere, ieși cu prietenii la o bere. N-am prieteni. Plâng. Treia propunere, de la Adrian Cojocaru. A, bă, deci ăsta cred că o să fac la un moment dat un top cu cele mai multe comentarii în pula mea. Și aici o să zicem foarte clar cine ne-a dat coment, cine a lăsat propuneri cele mai multe și toate cele. Foarte bine. Haide așa, începe 1, începe 2, încep 3, încep 4 până când se strâng mai mulți. Foarte bine. Da, haide să mâncăm și din biscuiții ăștia. Sunt cu lapte și cu scorțișoară. Îmi plac, Germany. Deci, de ce Slenderman a obligat două fete de 12 ani să, în acea perioadă, să-și ucidă colega? Caută pe net cazul. E veche, o știu. Alea, de fapt, nu erau obligate de Slenderman, alea erau obsedate și, din câte am înțeles din știrea respectivă, alea aveau ceva cu acea colega a lor care le tot zicea că creepypasta-urile sunt o porcărie, ceva de genul, și s-a ajuns la chestia asta. Le știu, sunt minore. Avem așa, încă o propunere. Eu propun să vorbești despre cum să cuceresc pletoșii. Băi, îți zic o chestie. Cum să agăți un pletoș mai ușor? Mă, sincer, și pentru voi toate fetele care știți și doriți așa ceva, vă demonstrez printr-un mic tutorial foarte simplu. 1. Vă prezentați frumos în fața acestuia. Vă pregătiți frumos. Trebuia așa să mă pregătesc, nu? Da, bă, uitați pe cât l-am. L-am cam destul de mare, oricum. Așa, bun. Vă pregătiți frumos. Treceți acolo. Și a treia chestie, îi spuneți direct. Bă, frumosule. Bă. Ți-a plăcut când nu te-ai tuns? Foarte bine. Deci, ați demonstrat faptul cum să agățați un pletos în 30 de secunde fără să riscați să luați un pumn în ochi. Bravo! Următoarea propunere de la George Iancu, cântă o leacă de black metal. Bă! Ok, aș putea face asta. Dar... Du trei linii! Următoarea propunere Alexandra Ungureanu. Propun să ne spui cât de brutali sunt BBB. Bă, du-te mă de aici, ăștia sunt foarte brutali, mă, bă, deci nu știți voi, mă, cât de brutali sunt, mă, bă, deci, fan mare, mă, bă. Uite, și biscuiții ăștia sunt fanii BBB.
Da, nu, glumeam. BVB, Eagle Shit. Serios acum, toți Pokémonii, mai nou, că este trupă comercială. Bă, frate, tu... Cât de... Selină să fii, mă, să asculti așa ceva. Sincer, am avut curiozitatea să zic, bă, ce pula mea văd Pokémonii ăștia la trupa asta? Și am făcut o analiză concretă. Am încercat să ascult și eu câteva piese, mă rog, de la ei. Nu vă vine să credeți ce vom îmi venea să trag. Deci, are niște scrimuri atât de patetice, de... N-aveți cuvinte. Deci prefer să ascult, pune mea, Dani Mocan sau Populară sau... Nu știu... Stai că BVB cam pe undeva pe la categoria Justin Bieber intră. Unul la mână. Muzica lor e foarte de căcat și foarte falsă. Adică, I don't give a shit. Serios acum, există programe care să faci instrumental de muzică foarte ușor. Și ei doar să aibă niște țări oarecare care alea nici măcar nu sunt acordate și în toate cele. Și doar să dea așa oarecum și ce fel, că de fapt sunt puse instrumentele direct așa. Fac uite un program, că am făcut și o chestie de astea. O să vă zic de nouul single care l-am compus, cu tot cu instrumente, că veni vorba de instrumente de astea de, cum se zice, de programe de astea de instrumente. Cred că o să fac și un tutorial pe chestia asta, nu știu de ce, dar am zis, bă, mă, stăteam, inițial stăteam pe net și mă uitam la un fel de tutorial cum să faci, cum să îți faci o pereche de boxe, de tobe. Știți voi, baterii de alea, da? Tobe pentru, ca să nu stai să cumperi tobele, pentru că inițial sunt foarte scumpe, știți că sunt printre cele mai scumpe seturi, printre cele mai scumpe instrumente pentru o trupă, bineînțeles. Eu am luat, eu inițial vreau să-mi fac ca să, nu știu, să mă antrenez, inițial. Stați că mai avem propuneri, băgam și pula. Și nu să scot la capăt cu propunerile astea. Avem ceva de genul, cântă ceva rock, chiar vreau să te aud. Bă, dacă vrei să mă auzi, vină la concertele mele live. Alea care le țin în casă întotdeauna, că nu am eu bani de făcut concerte. Nici de instrumente, dar nici un bal. Improvizăm și noi puțin, că așa suntem noi în români, improvizăm. Deci aș putea, dacă aș sta puțin și așa, cred că aș putea face ceva de genul ori un bas, da, un bas mi-ar fi mult mai simplu să fac, dintr-un bidon de apă, de la de 20 de litri, o scândură, câteva corzi de la o chitară și făcute în așa fel încât ca sunetul să fie scos din... din asamblarea lui, să fie scos din bidon și să se audă ca un bas foarte greu, să zic așa. Mai avem așa, călătorii cu Sid, lamnicorni. Bă, deci poza aia a fost genial, sincer. Mai avem de la Adriana Gabriela Barosan. Wow! Spargeți un nou în cap și dansează de parcă ești posedat. Alte idei n-am. Și e cam atâta cu propunerile noastre. Da, nu o să fac inițial chestia aia cu ou. O să pun eventual un biscuit în cap. A, dar e cam grâbă să dansez cu biscuitele în cap.
Adică eram să mă și murdăresc. Deci... Da. Astăzi o să vă prezint tutorial scurt. Da, mă! Că tot vine vorba de chestia asta. Nu o să vorbim despre cazul de la Paris, pentru că deja e prea main chestia asta și nu vreau să... Uite, să șochez iar lumea cu tot felul de tâmpenii de genul. Cazul de la colectiv, ăla a fost închis deja. De fapt, față de mine a fost închis. Deja cam știu despre ce este vorba. Așa că, astăzi o să vă prezint un tutorial mai simplu, les, cam cum aș putea... Cam... De fapt, cum o să facem noi astăzi? O să... Aha, da. Oricum sunt și multe de tăiat aici, dar nu contează. Nu, cred că tăiem mult. Astăzi o să vă prezint un tutorial că am stat astăzi și m-am gândit, bă, ce facem noi astăzi? Mi-am zis, bă, hai să facem un tutorial despre cum să fii death metalist. Și... No, bun, haideți să începem în 3, 2, 1... Bineînțeles, ca să fiți death metalist, în primul rând trebuie să aveți să... Inițial, asta este opțional, dacă doriți, dar este mult mai ok. Trebuie să aveți o plată. Inițial, furată de la părinți, dacă se poate. Trebuie să aveți o postură foarte, foarte brutală. În cazul ăsta. Nu o luați în seamă foarte mult. De această postură, așa, o puteți întâlni chiar și la black metal. Că vine vorba de black metal. Spre sfârșit, o să răspund și la unele întrebări de alea care erau înainte și o să facem mai așa, da? Bun, deci, ăsta a fost primul lucru care trebuie să știți. Trebuie să aveți o pleată. Bun. Dar ce facem? Suntem oare extrem de brutal dacă avem doar o simplă pleată? Nu. Doi. Da, deci doi. Ca să fiți foarte brut, să fiți death metaliști, trebuie să aveți cel puțin tricouri cu trupe. Sau dacă nu aveți bani de așa ceva, îmi pun la mea măcar să aveți albume. Da? Trebuie să știți piese. Să aveți o trupă extrem de brutal, să zic așa. Poate să fie orice. De la... Să vă zic o chestie, să zicem, pentru unii care nu știu, să zicem, puteți începe cu Dead. De la Dead până în zilele noastre contemporane, care este vorba de grindcore-uri, porn grind și toate alea, care alea o să fac un video separat. În cazul ăsta vorbim doar despre dead metal și brutal dead metal. Da. Bă, da, bun, biscuiții ăștia. E bine. După ce știți atâtea chestii, aveți păr, aveți tricou, cu trupul, badass, nu știu ce, trebuie să știți să faceți... Trebuie să știți să mergeți la concerte de așa ceva și să faceți most piece. Însemnând ceva de genul pentru începătorii din ziua de azi, înseamnă ceva de genul mai pe scurt, dar nu vă gândiți la de ăla, nu.
sunt două rânduri de oameni care se obișnuiește la concerte de genul ăsta ca la să existe două rânduri de oameni. Un rând principal și un rând, mă rog, secundar, să zicem așa, da? Iar în rândurile astea respective trebuie să se alege unul spre altul, să teoretic să se lovească între ei, să danseze, să facă tot felul de chestii, să dea din cap în continuu, să așa se face o roată și tot așa se face iar aceeași chestie. Mă rog, e un fel de horror, cum s-ar mai zice. Mă rog, e chestie interesantă. Iar punctul 4, bineînțeles, trebuie să știți să cântați death metal. Și când zic să cântați death metal, eu zic să cântați brutal. Și să știți să mâncați flesh și să beți sânge mereu. Glumesc, nu trebuie să faceți mereu chestia asta. O să creadă lumea că sunt desposedați. Pe dracu. Da, bineînțeles, dacă sunteți death metaliști sau cei care vreți să fiți death metaliști, eu vă zic o simplă chestie. Ca să nu iasă un fel de scandal și alte chestii între aceste genuri, eu vă spun o chestie. Respectați și cei care sunt și death metaliști și heavy metaliști și thrash-uri și nu metal și de ce nu să nu le ascultați și voi. În mare parte, rockerii în general fac muzică, ascultă muzica respectivă făcută sau la alții, dar întotdeauna vor respecta rapperii. Pentru că rapperii au același mod de a transmite un mesaj față de lumea contemporană și nu vă luați pe toate căcaturile care vi se bagă pe gât. Adică, eu inițial nu pot să ascult mizeria aia de BBB. Nu pot. Nu pot. Deci eu am fost crescut în casă. Deci taică mi-am băgat și așa am băgat pe gât să ascult tot felul de chestii. Taică mi-am băgat pe gât să ascult Truda. Să ascult Led Zeppelin și toate alea. Și eu la început nu le înțelegeam. Având 10 ani, 11, nu le înțelegeam. La un moment dat, când am început să le prind inițiativă, am vrut să le ascult, să le prind mesajul. Și mi-am schimbat total părerea față de muzica contemporană de acum și muzica care era înainte. Deci muzica de dinainte era mult mai bună, mult mai clară. Asta din ziua de azi este foarte, foarte modificată. Să zic așa. Foarte, foarte modificată, foarte expresiv, foarte toate cele, mă rog. Nu zic că nu sunt mișto. Din contră, sunt mișto. Dar uneori parcă e prea exagerat. Deci, patul meu. Pokemonilor, lăsați-vă. Pentru că BBB-ul și toate metalcore-urile astea shit, e ca și când ai asculta Justin Bieber în versiunea într-o versiune șoată de metal. E aceeași chestie. Asta e părerea mea. Da. Deci, da. Revenim. Deci, nu mai stă suportul. Fuck. God damn it. I hate it. O să cânt foarte puțin. Trebuie să ținem așa mai mult că am cotru. Fii atent, asta e piesă pentru tine. Hey you, after the cold, in the cold, that you all wanna hear me. Gata, bă, că m-am săturat să cânt, ce drec. Da. Deci, ia să vedem mai
spargeți-o în cap. Da, cam atât avem. Deci, da, să vă spun. Deci, nu uitați să dați like și comentariu și share și ce vreți voi pe acolo. Lăsați la toți prietenașii voștri. A, da, eram să uit piesa. Pentru că ce, suntem bulangii, mă, să nu dăm piesa aia noastră. Hai de pula mea. Deci țin așa cumva. Da, e bine, acum e perfect. Deci piesa respectivă o să las în descriere. Eu o să vă las și o mică secvență din ea, să vă dați o prezența la ea. Să ziceți dacă vă place sau nu vă place. Cam atâta pentru vlogul nostru de azi. Eu sunt Cosmin și ne vedem data viitoare. Ciao, les!